Vă salut, prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi vorbim despre Nikola Tesla, mai exact despre un interviu pe care l-a dat în 1915 și care rare ori a fost publicat. Se poate spune chiar că este un interviu secret. Acesta este absolut incredibil pentru că dezvăluie multe dintre preocupările marelui savant. O parte din acest interviu este dedicat criticii lui Tesla asupra teoriei relativității a lui Einstein, care înlătură eterul ca energie. Dar poate că Einstein s-a înșelat, nu există niciun vid, iar totul este energie. Iată principalele informații prezentate de Tesla în interviu. Reporter. Futuriștii spun că secolul 20 s-a născut cu Nikola Tesla. Ei celebrează câmpul magnetic inversat și laudă inducția motorului. Tatăl curentului alternativ va face fizica și chimia să domine jumătate din lume. Industria îl va proclama ca sfântul lor suprem. În laboratorul lui Nikola Tesla, pentru prima dată, un atom este rupt. Se creează o armă care cauzează vibrațiile seismice. Razele cosmice întunecate sunt descoperite. Tesla. Da, acestea sunt unele dintre descoperirile mele cele mai importante. Dar totuși, sunt un om înfrânt. Nu am realizat cel mai mare lucru pe care îl puteam. Am vrut să luminez întregul pământ. Există suficientă electricitate pentru a deveni un al doilea soare. Lumina ar apărea în jurul ecuatorului, ca un inel în jurul lui Saturn. Omenirea nu este gata pentru ceva măreț. În Colorado Springs am străpuns pământul cu electricitate. De asemenea, putem obține electricitate din celelalte energii, cum ar fi energia mentală pozitivă. Ea se află în muzica lui Bach sau Mozart sau în versurile de poeți mari. În interiorul pământului există energie de bucurie, pace și dragoste. Am petrecut ani în căutarea modului în care această energie ar putea influența oamenii. Frumusețea și parfumul de trandafir pot fi folosite ca medicamente, iar razele soarelui ca aliment. Viața are un număr infinit de forme și datoria oamenilor de știință este aceea de a le găsi în orice formă de materie. Trei lucruri sunt esențiale în acest sens. Tot ce fac este să le caut. Știu că nu le voi găsi, dar nu voi renunța la ele. Reporter, care sunt aceste lucruri? Tesla. Prima problemă este mâncarea. Ce energie stelară sau terestră îi poate alimenta pe cei flămânzi de pe pământ? Cu ce vin se poate potoli toată setea pentru ca persoanele să-și poată însufleți inima și să înțeleagă că sunt zei? Un alt lucru este acela de a distruge puterea răului și a suferinței în care trece viața omului. Uneori se produce ca un fel de epidemie în profunzimile spațiului. În acest secol, boala s-a extins de la pământ la univers. Al treilea lucru este, există un exces de lumină în univers? Am descoperit o stea care, în acord cu legile astronomice și matematice, ar putea dispărea și chiar și așa nimic nu s-ar schimba. Acea stea se află într-o galaxie. Lumina poate fi emisă cu o așa densitate, încât ar încăpea într-o sferă mai mică decât un măr și în același timp mai grea decât sistemul nostru solar. Religiile și filozofiile arată că omul poate ajunge să fie Hristos, Buddha și Zarathustra. Ceea ce încerc să demonstrez este revoluționar și aproape incredibil. Este ceea ce trebuie făcut în univers pentru ca fiecare ființă să se nască asemenea lui Hristos, Buddha și Zarathustra. Știu că gravitația este potrivnică la tot ceea ce vrea să zboare, iar intenția mea nu este aceea de a face dispozitive de zbor, avioane sau rachete, ci de a învăța pe indivizi să-și recupereze conștiința propriilor sale aripi. În afară de asta, încerc să trezesc energia conținută în aer. Există izvoare principale de energie. Ceea ce se consideră ca spațiu vid nu este decât o manifestare a materiei care nu este trezită. Nu există spațiu vid pe această planetă și nici în univers. Găurile negre despre care vorbesc astronomii sunt cele mai puternice izvoare de energie și de viață. Reporter. La fereastra camerei dumneavoastră de la hotelul Waldorf Astoria, la etajul 33, în fiecare dimineață vin păsările. Tesla. Un om trebuie să fie sensibil față de păsări.
Aceasta se datorează aripilor sale. Ființa umană le avea odată vizibile. Reporter: dumneavoastră nu ați înceta să zburați din acele zile îndepărtate din Smiljan. Tesla: am vrut să zbor de pe acoperiș și am căzut. Calculele copiilor pot fi eronate. Amintiți-vă că aripile tinereții vor să aibă totul în viață. Reporter: ați fost vreodată căsătorit? Nu se știe dacă dumneavoastră aveți o afecțiune pentru iubire sau pentru vreo femeie. Pozele din tinerețe arată că erați un bărbat atrăgător. Tesla: da, nu am făcut-o. Există două puncte de vedere. Fie prea multă afecțiune, fie deloc. Punctul intermediar servește pentru a întineri rasa umană. Femeile, pentru anumiți bărbați, hrănesc și întăresc vitalitatea și spiritul lor. A fi singur are același efect pentru alte persoane. Am ales acest al doilea drum. Reporter: admiratorii dumneavoastră se plâng că atacați relativitatea. Este ciudată afirmația dumneavoastră că materia nu are energie. Totul este inundat cu energie. Unde este? Tesla: mai întâi a fost energia și apoi materia. Reporter: domnule Tesla, este la fel ca și atunci când ați spus că v-ați născut din tatăl dumneavoastră și nu din dumneavoastră. Tesla: exact. Ce se întâmplă cu nașterea universului? Materia se creează pornind de la energia originală și eternă pe care noi o cunoaștem ca lumină. Ea strălucește și au apărut stelele, planetele, omul și tot ceea ce este pe pământ și în univers. Materia este o expresie a infinitelor forme ale luminii, deoarece energia este mai veche decât ea. Există patru legi ale creației. Prima este aceea că mintea nu poate concepe sau măsura matematic sursa întregii structuri încurcate și obscure. În această particulă încape tot universul. A doua lege rezidă din obscuritatea expansivă, care este adevărata natura luminii, dar inexplicabil s-a transformat în lumină. A treia lege este necesitatea luminii de a se transforma într-o materie de lumină. A patra lege este: nu există început, nici sfârșit. Cele trei legi anterioare se produc mereu, iar creația este eternă. Reporter: în ostilitatea teoriei relativității, dumneavoastră mergeți atât de departe încât realizați conferințe împotriva creatorului ei, în cadrul petrecerilor zilelor dumneavoastră de naștere. Tesla: amintiți-vă, nu spațiul se curbează, ci mintea umană, care nu poate înțelege infinitul și eternitatea. Dacă relativitatea a fost clar înțeleasă de creatorul său, el ar câștiga nemurire chiar și fizică, dacă aceasta i-ar face plăcere. Eu sunt parte dintr-o lumină, iar aceasta este muzica. Lumina umple cele șase simțuri ale mele. O văd, o aud, o simt, o miros, o ating și o gândesc. A gândi la ea este cel de-al șaselea simț al meu. Particulele de lumină sunt note scrise. O rază poate fi o întreagă sonată. 1000 de globuri de fulger sunt un concert. Pentru acest concert am creat un glob de fulgere care pot fi ascultate pe vârfurile înghețate ale Himalaiei. Legat de Pitagora și de matematicieni, un om de știință nu poate și nu trebuie să încalce aceste două lucruri. Numerele și ecuațiile sunt semne care marchează muzica și sferele. Dacă Einstein ar fi ascultat aceste sunete, nu ar fi creat teoria relativității. Aceste sunete sunt mesaje adresate minții asupra faptului că viața are un sens, că universul există în perfectă armonie, iar frumusețea sa este cauza și efectul creației. Această muzică este ciclul etern al paradisurilor stelare. Bătăile inimii omului sunt parte din simfonia pământului. Newton a învățat că secretul se află în dispoziția geometrică și în mișcarea corpurilor cerești. A recunoscut că legea supremă a armoniei există în univers. Spațiul curb este haos. Haosul nu este muzică. Einstein este mesagerul epocii de zgomot și de furie.
Reporter: domnule Tesla, dumneavoastră auziți această muzică? Tesla: o ascult tot timpul. Auzul meu spiritual este atât de mare cum este cerul pe care îl vedem deasupra noastră. Mi-a mărit auzul natural cu radarul, în acord cu teoria relativității. Două linii paralele se întâlnesc în infinit. De aceea curba spațiului lui Einstein se va îndrepta. Odată creat, sunetul durează pentru totdeauna. Pentru un minut poate dispărea, dar continuă să existe în liniște. Care este cea mai mare putere a omului? Nu, nu am nimic împotriva domnului Einstein. El este o persoană foarte amabilă și a făcut multe lucruri bune, dintre care unele ajung să facă parte din muzică. Am să-i scriu și voi încerca să-i explic faptul că eterul există, iar particulele sale sunt cele care mențin universul în armonie și viața în eternitate. Reporter: spuneți-mi, vă rog, ce condiții adoptă un înger pe pământ? Tesla: am 10 din acestea. Păstrez o bună evidență, vigilentă. Prima condiție este o înaltă conștientizare a misiunii și a muncii de făcut. Aceasta trebuie, chiar și vag, să existe din primele zile. Să nu avem falsă modestie, arțarul știe că este un arbore de arțar și un arbust de lângă el știe că este un arbust. Când aveam 12 ani, eram sigur că voi ajunge la cascada Niagara. Știam din copilărie că voi realiza majoritatea descoperirilor mele, chiar dacă nu aveam totul clar. A doua condiție pentru a se adapta este determinarea. Am determinat tot ce am putut. Reporter: care este cea de-a treia condiție a înțelegerii, domnule Tesla? Tesla: ghidare pentru toate energiile vitale și spirituale în acțiune. Prin urmare, purificarea de multele efecte și necesități pe care le are omul. De aceea nu am pierdut nimic, ci am câștigat. Așa că mă bucur de fiecare zi și noapte. Notați, Nikola Tesla a fost un om fericit. A patra condiție este aceea de a ajusta ansamblul fizic cu munca. Reporter: ce vreți să spuneți, domnule Tesla? Tesla: în primul rând, menținerea ansamblului. Corpul omului este o mașină perfectă. Îmi cunosc circuitul și ceea ce este bun pentru el. Alimente pe care aproape toată lumea le mănâncă, pentru mine sunt nocive și periculoase. Uneori am vizualizat bucătarii din lume conspirând cu toții împotriva mea. Torentul sanguin poate fi controlat, la fel și multe procese din jurul și din interiorul nostru. De ce sunteți speriat, tinere? Reporter: Mark Twain a scris Străinul Misterios, o carte minunată despre Satan, inspirată de dumneavoastră. Tesla: cuvântul Lucifer este mai fermecător. Domnului Mark Twain îi place să glumească. Când eram copil, am fost vindecat odată citind cărțile sale. Când ne-am întâlnit aici și am povestit, era atât de emoționat încât a plâns. Am devenit prieteni și el venea adesea la laboratorul meu. Odată a cerut să-i arăt o mașină care, prin vibrație, provoacă un sentiment de fericire. Era una dintre acele invenții pentru divertisment, ceea ce uneori îmi place să fac. L-am avertizat pe domnul Twain să nu rămână sub acele vibrații. El nu a ținut cont și a rămas mai mult timp. A sfârșit ca o rachetă, ținându-și pantalonii, și a intrat într-o anumită încăpere. A fost teribil de distractiv, dar mi-am păstrat seriozitatea. Însă, pentru a ajusta circuitul fizic, în afară de alimente, somnul este foarte important. Plecând de la o muncă lungă și obositoare, care necesită un efort suprauman, după o oră de somn, aș fi complet recuperat. Am obținut capacitatea de a administra somnul, de a adormi și de a mă trezi la un anumit moment. Dacă fac ceva ce nu înțeleg, mă forțez să gândesc în somn pentru a găsi o soluție. A cincea condiție este aceea de a ajusta memoria. Poate în memoria persoanelor, creierul este păstrătorul cunoștințelor despre lume și al cunoștințelor dobândite pe durata vieții. Creierul meu este ocupat cu lucruri mai importante decât amintirea. Culege ceea ce este necesar la un moment dat. Toate acestea ne înconjoară. Trebuie doar să le interiorizăm.
tot ce am văzut, auzit, citit și învățat vreodată, ne însoțește sub formă de particula luminii. Pentru mine, aceste particule sunt supuse și fidele. Ca student, am învățat pe de rost Faustului Goethe, cartea mea preferată în germană. Și acum pot să-l recit pe tot. Mi-am ținut invențiile ani de zile în cap, înainte de a le duce la bun sfârșit. Reporter. În tinerețe ați fost bolnav de mai multe ori. Este boala o necesitate de adaptare? Tesla. Da, deseori este rezultatul excesului de epuizare sau forță vitală. Dar adesea este purificarea minții și a corpului de toxinele care au fost acumulate. Este necesar ca omul să sufere din când în când. Marea majoritate a bolilor se află în spirit. De aceea spiritul poate vindeca aproape toate bolile. Când eram student, am fost bolnav de holeră, care a devastat regiunea Lika. M-am vindecat deoarece tatăl meu îmi permisese în sfârșit să studiez tehnologia, care era viața mea. Iluzia pentru mine nu a fost o boală, ci capacitatea minții de a penetra dincolo de cele trei dimensiuni ale pământului. Am avut iluzii toată viața și le-am primit asemenea tuturor celorlalte fenomene ce ne înconjoară. Reporter. Care este al șaptelea legământ, domnule Tesla? Tesla. Cunoașterea transformării energiei mentale și vitale în ceea ce dorim și dobândirea controlului asupra tuturor sentimentelor. Hindușii o numesc Kundalini Yoga. Această cunoaștere poate fi desprinsă, fapt care necesită mulți ani, sau, de asemenea, poate fi dobândită la naștere. Majoritatea dintre ele le-am dobândit din naștere, se află în cea mai strânsă legătură cu energia sexuală, care este una dintre cele mai răspândite din univers. Femeia este cel mai mare hoț al acestei energii și în consecință al puterii spirituale. Am știut asta mereu și de aceea am fost vigilent. Prin mine însumi am creat ce voiam, o mașinărie reflexivă și spirituală. Reporter. Al nouălea legământ, domnule Tesla? Tesla. Fă tot posibilul, în fiecare zi, în orice moment, pentru a nu uita cine suntem și de ce suntem pe pământ. Există persoane extraordinare care luptă cu boala, cu sărăcia, sau cu societatea care îi rănește cu stupizenia ei, cu neînțelegerea, cu persecuția și cu alte probleme de care este plină țara. Există mulți îngeri căzuți pe pământ. Reporter. Care este a 10-a adaptare? Tesla. Este cea mai importantă. Scrie în revistă că domnul Tesla s-a jucat și și-a petrecut toată viața jucându-se și i-a făcut plăcere. Reporter. Domnule Tesla, fie în legătură cu concluziile sau cu munca dumneavoastră, este acesta un joc? Tesla. Da, dragă băiete, cât am vrut să mă joc cu electricitatea, mereu mă înfior când aud povestea grecului care a furat focul. O poveste teribilă despre ținte și vulturi ciugulindu-i ficatul. Oare Zeus nu avea suficiente fulgere și tunete și a fost afectat de o fervoare? Există o neînțelegere. Fulgerele sunt cele mai frumoase jucării care există. Nu uitați să subliniați în textul dumneavoastră că Nikola Tesla a fost primul om care a descoperit fulgerul. Reporter. Îmi creați confuzie atunci când spuneți că descoperirile dumneavoastră au enorme beneficii pentru persoane și că totodată reprezintă un joc. Mulți se vor uita încruntați. Tesla. Stimate domn Smith, problema este că lumea ia totul foarte în serios. Dacă nu ar face-o, ar fi mai fericită și ar trăi mai mult. Un proverb chinez spune că seriozitatea reduce viața. Dar să ne întoarcem la lucrurile care le consideră importante. Viața este un ritm care trebuie înțeles. Simțind ritmul, îl las să mă conducă și îl conștientizez. A fost foarte agreabil și mi-a dat toată cunoașterea pe care o am. Tot ceea ce trăiește se află într-o legătură profundă și minunată. Omul și stelele, amibele și soarele, inima și circulația unui număr infinit de lumi. Aceste legături sunt indestructibile, dar pot fi slabe.
pot favoriza și crea legături noi și diferite în lume și care să nu le violeze pe celelalte. Cunoașterea vine din spațiu. Viziunea noastră este ansamblul perfect. Avem doi ochi, cel pământesc și cel spiritual. Se recomandă să se transforme într-un singur ochi. Universul este viu în toate manifestările sale, ca un animal gânditor. Piatra este o ființă gânditoare și sensibilă, la fel ca plantele, animalele și omul. O stea care strălucește poate fi văzută, iar dacă nu am fi îngânfați, am înțelege limbajul și mesajul ei. Respirația, ochii și urechile omului trebuie să se conformeze cu respirația, ochii și urechile universului. Există o cunoaștere generală și că există adevărul pe care omul l-a deținut mereu. După simțirea și experiența mea, universul are o singură substanță și o energie supremă cu un număr infinit de manifestări ale vieții. Cel mai bine este ca descoperirea naturii secrete să o reveleze pe cealaltă. Nu pot fi ascunse, există în jurul nostru, dar suntem orbi și surzi față de ele. Dacă ne legăm emoțional de stele, ele însele vor veni la noi. Există o grămadă de mere, dar un singur Newton. El a avut nevoie de un singur măr care a căzut în fața lui. Reporter, vă pun o întrebare care ar fi putut fi pusă la începutul acestei discuții. Ce a fost pentru dumneavoastră electricitatea, dragă domnule? Tesla. Totul este electricitate. La început a fost lumina, izvor nesfârșit din care provine materialul, și este distribuit spre toate formele care reprezintă universul și pământul, cu toate aspectele sale de viață. Negrul este adevărata fața luminii, doar că nu o vedem. Este remarcabilă grație omului și celorlalte creaturi. Fiecare dintre particulele sale posedă lumină, căldură, forță nucleară, radiație, chimie, mecanică și energie încă neidentificată. Are puterea de a crea pământul cu orbita sa. Este autentica pârghie a lui Arhimede. Reporter, domnule Tesla, dumneavoastră sunteți prea absorbit de electricitate. Tesla, sunt electricitate. Sau, dacă preferați, sunt lumina în formă umană. Și dumneavoastră sunteți electricitate, domnule Smith, dar nu vă dați seama. Reporter, pentru dumneavoastră, imaginația este mai reală decât viața însăși? Tesla, ea dă lumină vieții. M-am alimentat cu gândirea mea, am învățat să controlez emoții, vise și viziuni. Mereu am apreciat cum mi-am hrănit entuziasmul. Pe durata întregii vieți, mi-am petrecut mult timp în extaz. Aceasta a fost izvorul fericirii mele. M-am ajutat pe parcursul tuturor acestor ani să fac față muncii, ceea ce a fost suficient pentru 5 vieți. Cel mai bine este a munci noaptea, datorită luminii stelare și a legăturii strânse. Reporter, dumneavoastră ați spus că eu sunt ca orice ființă lumina. Acest lucru mă flatează, dar mărturisesc că nu-l înțeleg foarte bine. Tesla, de ce e nevoie să înțelegeți, domnule Smith? Este de ajuns să credeți. Totul este lumină. Într-una din razele sale se află destinul națiunilor. Fiecare națiune are propria sa rază în acest mare izvor de lumină pe care îl vedem și care este soarele. Și amintiți-vă că nu este om care să fie existat și să nu fi murit. S-a transformat în lumină și ca atare încă există. Secretul stă în faptul că particulele de lumină revin la starea lor originală. Reporter, asta este învierea? Tesla, prefer să o numesc întoarcere la o energie anterioară. Hristos și mulți alții cunoșteau secretul. Caut modalitatea de a conserva energia umană. Este vorba de formele luminii, uneori direct ca lumină cerească. Nu am căutat-o pentru beneficiul meu propriu, ci pentru binele tuturor. Cred că descoperirile mele fac viața oamenilor mai ușoară și mai suportabilă și îi îndreaptă pe oameni spre spiritualitate și spre nemurire. Reporter, credeți că timpul poate fi abolit? Tesla, nu de tot, datorită faptului că prima caracteristică a energiei este aceea că se transformă.
aceasta se află în continuă transformare, ca norii taoiștilor. Totuși, este posibil să se profite de faptul că omul își păstrează conștiința după viața pământească. În toate colțurile universului există energia vieții. Una dintre ele este nemurirea, a cărei origine este în afara omului și îl așteaptă. Universul este spiritual, la fel ca jumătate din noi. Deoarece nu cunoaștem natura sa și modul de a ne armoniza viața cu el. Prieteni, acesta a fost interviul secret al lui Nikola Tesla. Eu sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă mulțumesc, ca de obicei, pentru că ați fost alături de mine și astăzi. Vă aștept cu drag și data viitoare. Până atunci, aveți grijă de voi. Pe curând!